Joi, meteorologii anunță ploi cu descărcări electrice pe teritoriul țării. La Brăceni și Suruca vor fi 18 grade, iar la Bălți și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol și Leova se așteaptă 21 de grade, la Cumrate 22, iar la Cahul maxima va ajunge la 23 de grade Celsius. În capitală se vor înregistra 21 de grade Celsius. În următoarea perioadă se așteaptă ploi și temperaturi de până la 32 de grade ziua și între 15 și 19 grade noaptea. Joi, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri va ploua. La Madrid se așteaptă ploi și 33 de grade, iar la Roma 30. La Berlin vor fi 17 grade, la Londra 19 grade, iar la Paris cu unul mai mult. La Varșovia și Praga vor fi 17 grade, iar la Viena 19. La Budapesta sunt prognozate 21 de grade, iar la Belgrad cu unul mai mult. 25 de grade se așteaptă la București, iar la Atena maxima ajunge la 34 de grade. În capitala Ucrainei vor fi 17 grade, iar la Moscova 21. La Ankara se așteaptă cer senin și 36 de grade Celsius.